Servus lume, iată că am revenit cu o nouă captură de jocuri, console, muzică din piața de vechituri. S-au adunat câteva, o să vi le prezint fiecare în parte. Dacă vreți să vedeți toate jocurile cumpărate și consolele, urmăriți în continuare acest videoclip. Vă voi spune și prețurile la ele, care cât a fost. Dacă întrebați în comentarii, nu o să vă răspund la ele. Așa că urmăriți videoclipul. Vizionare plăcută! Bun, ia să încep cu partea de muzică. Am luat acest CD-ul la familia, Codul Bunelor Maniere, într-o condiție destul de bună. Nu știu cât e de complet, are în interior poze, dar nu știu dacă ar mai trebui să fie ceva. CD-ul se prezintă foarte bine. A fost 5 lei. Preț ok, era singurul CD-ul care l-avea acolo și care m-ar fi interesată. Așa, am mai luat acest MIDI controller de la Akai, MPD-218, se poate folosi la producție muzicală, a fost 100 de lei. Acesta se conectează prin USB la un DAW, gen FL Studio, MPC Studio, nu mai știu care mai sunt acum când mai vin, Ableton, etc. Și poți folosi ca să transmiți notele muzicale, MIDI-urile, către program. Plus, mai are și alte funcții. Încă nu l-am testat. O să văd dacă funcționează. A fost 100 de lei. Și cu el am avut noroc că am scăpat mai ieftin cu câteva jocuri, care o să vi le arăt imediat. Trec la partea de jocuri. Am pescuit câteva titluri destul de interesante, da, nimic foarte special, dar numai bune de adăugat la colecție. Am așa un Hitman 2 cu Black Label în engleză. Dar mai are niște bonusuri în interior. Un San Andreas. CD-ul are ceva zgârieturi, dar nimic grav. Complet cu manual. Și mai încă un bonus. Să văd dacă îl pot scoate. Hai mă afară. Așa. Tekken Tag Tournament. Azi destul de ok discurile astea. Numai că astea le-am luat dimineață și n-am putut verifica foarte ok. Trebuie să văd dacă am ceva carcase, dar cred că la San Andreas mi-am dat carcasa. Așa. Un Spider-Man 2. Nu știu, astea cred că le cam am. Trebuie să verific, să văd dacă am Black Label sau Platinum, cum le spune. Complet cu manual în engleză. Așa. Hitman Contract. Iară cu un mic bonus în interior. Un card de memorie pentru PlayStation 2. Tot în limba engleză. Aceste jocuri toate, inclusiv cele din carcasa aia mai multe, plus cardul de memorie, au fost 50 de lei, că le-am luat împreună cu controllerul MIDI. Astea le-am luat toate de la aceeași persoană. Chiar mi-a scris odată pe WhatsApp dacă nu vreau să cumpăr jocuri de la el. Avea vreo câteva sute de jocuri și vrea să se scape de ele, dar nu mă pot băga la așa multe jocuri. Le-am luat pentru că, ca de obicei, sunt în engleză și toate complete și toate jocurile astea sunt chiar țiplă. Deci CD-urile nu prea au fost folosite. Așa, Damnation, ăsta de dimineață mi-a stat ochii pe el
și avea destule titluri interesante, dar na, erau în germană sau spaniolă sau mai știu eu ce și nu m-am mai băgat. Turok. Tot complet cu manual. Prison Break. Jocul ăsta e un pic mai scumpuț. E felul lui. Nu știu de ce. Trebuie să aștept mai greu. Ia probabil. Da, nu foarte tare, niciun joc cam 40-50 de lei am văzut. Da, nu știi în ce condiție îs. Alan Wake. Așa. Complet. Tot ce trebuie. Astea au fost toate 5 150 de lei. Am spus că am dat mai mult pe ele. Așa. Și astea le-am luat tot de acolo, dar mai devreme. Inițial am vrut să iau un Naruto Clash of Ninja 1 și 2, ăsta care îl vedeți, tot așa complet cu manual. Da, am avut noroc că am verificat mai târziu și am văzut că ăla e gol, așa că m-am dus și mi l-am schimbat cu jocul acesta. Ambele au fost, cred că 45 de lei. Și ultimele 3 jocuri, astea au fost luate cu cele care le-ați văzut în prima parte de videoclip cu memory card-ul. Da, au fost luate mai târziu, pe finalul zilei. Am luat acest Splinter Cell Chaos Theory. Tot complet, cu manual, într-o condiție destul de bună. Un Dynasty Tactics. Că-i cu capul în jos. Toate CD-urile chiar arată foarte bine. Și The Italian Job. Mai avea încă câteva titluri, dar nu m-am mai băgat că am zis că e destul cu jocurile. Oricum am luat prea multe. Și toate cum îmi trebuie mie, în engleză, cu manual, cu copertă. Sunt perfecte pentru colecție. A, bun. Acum o să vă arăt și consolele cumpărate. Acum să vă prezint consolele. Am luat acest Xbox One, prima versiune, dar are ceva julituri. Evident că am mai spus că nu prea au grijă de ele când îs cumpărate. De fapt, când îs cumpărate, când cine știe de pe unde le aduc. Consola merge, citește discul ok. Nici nu mai știu dacă am conectat-o la internet când mi-am făcut testele. Butează un pic mai greu, dar am observat că e aceeași chestie cam la toate. Nici nu am șters contul vechi. Jocul ia de pe CD-ul. Sper. Da, nu e instalat. Nu. N-am făcut bine testul la el. Nici nu s-o obișnui cu. Nu vrea să pornească. Apps, games.
Mai încercăm o dată. Na, ciudat. Da, oricum o să-l resetez. Poate n-am știu eu porni jocul. Asta e ceva multiplayer. Nu-mi place. Na, bun, o să vă arăt și cealaltă consolă. Ați mai văzut-o într-un short. Și aia o să fie ultima achiziție din videoclip. Na, bun, ultima consolă. Cam astea au fost toate achizițiile. Asta ați auzit-o, cum făcea ca avionul. Am modat-o între timp, nu i-am setat încă data. E ok. Nici n-am șters userii de pe ea, numai cât că am modat-o și aia a fost tot. Nu știu unde am pus CD-ul. Aia la. Numai gălăgeau să merge ok. Jocul, ați văzut ce smooth l-a luat. Place foarte mult culoarea asta la ea. Nu știu dacă e ceva ediție limitată, că de aia am luat-o mai mult, dar la cum să văd, să vede scrisul de la Sony, eu cred că e ceva ediție limitată, nu a fost vopsită de fostul proprietar. Și o să încerc cumva să repar zgârieturile astea. Sper să iasă, deși unele sunt destul de adânci. No, sper că nu își instalează versiune nouă. O să încerc să-l mai butonez să văd cum funcționează și EvilNet ăsta, că nu prea mi-a mai modat consolele. Dar o să fie perfect pentru a vă arăta jocuri de prin colecție. Și asta, și Xbox-ul, și celelalte console care le mai am. Sper că nu-i dau iară install update. Așa. Merge ok. Trebuie să-i fac toate setările astea. Da, nu mai e la fel de gălăgioasă ca la început. Ceea ce e super. Nu, n-am făcut ceva bine. Sound player, ce înjură în joc. Pe mine nu, că nu joc online. Cam ăsta a fost videoclipul. Acestea au fost achizițiile. Cred că am uitat să spun cât a fost Xbox One-ul. Ăla a fost 100 de lei. Asta a fost 80. Cam atât pentru azi. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!